15 martie este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Protecția Consumatorilor OLT a marcat această zi prin acțiuni de informare și consiliere în domeniul protecției consumatorilor în unitățile de învățământ din Slatina. În urma vizitei comisarilor, micuții și-au consolidat cunoștințele. Ce ai învățat astăzi și cât de utile sunt aceste informații? Astăzi am învățat despre alimente, despre obiecte luate de pe internet, cum trebuie să procedăm dacă prețul pe site este mai ieftin și la curier este mai scump și sunt de folos. Ar fi bine ca acești comisari să vină mai des aici la voi în clasă? Ar fi bine, pentru că ar ști și ei cam ce ni se întâmplă nouă oamenilor, în caz cu magazinele, cu site-urile online. Ce ai învățat astăzi? Cum să mâncăm sănătos și să ne uităm înainte când cumpărăm ceva. Adică să gândim. Dacă vei întâmpina probleme, vei apela la ajutorul celor de la UPC? Da. Dacă luăm un produs, prea să ne uităm pe terenul de expirare și dacă este expirat, să mergem la producător și să-l înapoiem. Cât de utile au fost aceste informații pentru tine? Foarte utile. Că ni se întâmplă de foarte multe ori aceste lucruri. O să le pui și în practică. Yes, da. A fost o întâlnire pe placul elevilor care au putut să-și exprime liber ideile și opiniile. Cum v-au întâmpinat copiii și dacă au avut întrebări pentru dumneavoastră? Am prezentat copiilor importanța zilei de astăzi și de asemenea le-am spus ce drepturi au în calitate de consumatori și ne-au adresat întrebări referitor la domeniul nostru de activitate. V-au rugat ca să veniți mai des în această instituție. Da, bineînțeles, și de fiecare dată când vom fi chemați, noi ne vom prezenta cu mare drag. Acțiunile de informare a consumatorilor au continuat astăzi în centrele comerciale din Slatina.